Cali, e adevărat că sunteți cel mai bogat om din România? Nu e adevărat. Înțeles, nu e adevărat. Nu e adevărat. Păi așa zice, Mitica așa îmi zice mereu. Bă, nu e numărul 1. Nu, Mitica, de ce Mitica zice? Că el a făcut niște afaceri cu mine și știe acolo, adică unde face el afacerile astea, știe că merg bine niște afaceri mie. Am înțeles. Vă laudă. Adică eu adăba mult, știi? Cel mai mare partizan al dumneavoastră e Drumitul Dragomir, să știți asta. Păi da, dar eu i-am spus și l-am sunat și am zis, Mitica, îți mulțumesc, a zis că dumne, dar eu nu mai mă uit, știi? Da. Că el a zis, dumne, cât îl lau, numea tu în telefon. Nu, domnul Becali, nu vă uitați, dar declarațiile de aici se duc în milioane de vizionări și de citiri, degeaba nu vă uitați dumneavoastră. Da, și a zis, bă, zice, bă, te-am luat, bă, Mitica, am zis, bă, părea, nu mai mă interesează imaginea, nu mai, mă, ce să fac cu ea? Așa, aici vă dau dreptate, le aveți pe toate, și familie, și Dumnezeu, și bani, și tot ce vreți dumneavoastră. Bani și toate, și echipă, și echipă de fotbal aveți. Am 65 de ani, păi ce fac? Le iau în groapă bogățiile, ce fac cu ele? Da, da. Dacă puteam să le iau în groapă, bă, fac avere, fac cu tare, campionat, că le iau în groapă, dar dacă nu le iau în groapă...